Bună, dragilor! Hai să pregătim cea mai simplă și rapidă prăjitură cu cremă și biscuiți. O prăjitură pe care mama o pregătea în copilărie. Iată cum se face. Ingrediente: cremă de ouă cu lămâie, 1 litru de lapte, coaja de la o lămâie netratată, 4 ouă medii, 160 de grame de zahăr, 110 grame de amidon de porumb. Ingrediente: sirop, 100 de ml de cafea, 100 de ml de lapte. Iar pentru prăjitură avem nevoie de 48 de bucăți de biscuiți tip petit beur. Pentru început, preparăm crema. Punem laptele într-o crăticioară. Adăugăm coaja de la o lămâie, doar partea galbenă, pentru că partea albă va da un gust amar cremei noastre. Punem laptele cu lămâia la infuzat, pe aragaz, la foc mediu. Între timp, punem ouăle într-un vas. Adăugăm zahărul și amestecăm cu un tel. Adăugăm și amidonul și amestecăm cu telul pentru a obține o compoziție omogenă și fără cocoloșe. Când laptele a început să fiarbă, înlăturăm crăticioara de pe aragaz și scoatem coaja de lămâie. Dacă vă doriți o cremă mai aromată, puteți lăsa câteva coji de lămâie mai mari pe care le veți scoate la final. După ce am scos cojile de lămâie, adăugăm compoziția de ouă, puțin câte puțin, și amestecăm rapid cu telul pentru a omogeniza totul. Punem din nou crăticioara pe foc la flacără medie și amestecăm în continuu cu telul până când crema se îngroașă. Când crema s-a îngroșat, oprim aragazul. Între timp, preparăm siropul. Punem cafeaua într-un vas, apoi adăugăm laptele. Și siropul nostru este gata, simplu și rapid. Acum ne apucăm să asamblăm prăjitura noastră. Trecem fiecare biscuit prin sirop, apoi îl punem rapid pe un platou. Trebuie să obținem 3 rânduri de biscuiți, a câte 4 biscuiți pe rând. Punem un strat de cremă peste biscuiți însiropați și o întindem cât mai uniform. Adăugăm un alt strat de biscuiți însiropați și un alt strat de cremă. Este mai simplu de făcut decât de explicat. Adăugăm un alt strat de biscuiți însiropați și un alt strat de cremă. Trebuie să obținem 5 straturi de biscuiți și 4 de cremă. După ce am terminat de montat prăjitura, preparăm rapid o glazură delicioasă cu care vom decora suprafața prăjiturii noastre. Ingrediente: glazură de cacao, 50 de grame de unt, 4 linguri de zahăr, 4 linguri de apă, 2 linguri de cacao. Pentru a prepara glazura de cacao, punem într-o crăticioară 4 linguri de apă și 4 linguri de zahăr, apoi amestecăm până când s-a topit zahărul complet și lichidul a început să clocotească. Adăugăm untul tăiat cu bulețe și cele 2 linguri de cacao și amestecăm cu un tel. Lăsăm să fiarbă aproximativ 5 minute sau până când compoziția s-a mai îngroșat, apoi o lăsăm să se răcească câteva minute. Punem glazura pe toată suprafața prăjiturii și o întindem cu o lingură. Introducem prăjitura la frigider pentru 1-2 ore. Nu uita să dai like și subscribe pentru a fi la curent cu ultimele rețete. Mulțumesc! Scoatem prăjitura din frigider și o tăiem cu bulețe. Și prăjitura cu cremă și biscuiți este gata pentru a fi savurată. Poftă bună!